Bun, bună seara, bun, bine v-am găsit, bun, bine v-am găsit, bun, bine v-am găsit. Ei! Cine bate seara la ușa mea? Glumeam, nimeni, sunt singură. Ok, hei, sunt Bie și vreau să vă întreb serios. Ați primit vreodată mail-uri de alea cu caps lock în care cineva își cere o sumă mare de bani? De-aia e imensă și i-ai de dat urgent și sper că nu le crezi. Ei bine, astăzi o să vă arăt scurt și direct cum se vede chestia asta în realitate. Bazat pe fapte reale, poate. Nu știu. La 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 bla bla bla, să zicem că sunt Andreea și tastez. Perfect cu fetele, my friends, hashtag cheese. Hopa, uite, un mail fals. Andreea nu știe că e fals, că îl vede și ce vezi, crezi, da? Hopa, Andreea e o persoană bună și dacă în mail scrie: bună Andreea, nu mă pot întoarce în țară, mi s-a furat portofelul, e urgent, sunt prietena lui Ovidiu, colegul tău din liceu, și mi-a zis că mă poate ajuta el, dar nu îi funcționează cardul, așa că ulterior m-a rugat să mă împrumut tu direct ca să mă întorc în țară și ți-i dă el. Sau la fel de bine putea să primească și un: bună, sunt Iulia, m-a rugat Nelu să-i dai 140.000 și ți-i dă el mâine. Schemul tot schemie. Hai să vedem ce face Andreea. E sufletistă, sună pe toată lumea, bunici, mămici, colege de grădiniță. Ah, scuze, am trezit copilul? Ce, te-ai căsătorit? A, ai și divorțat? Ai cum să mă împrumut cu niște bani? Andreea. Până ajunge la cel mai bun prieten al ei. Am dat... Cum de la omis? Alex, ai cumva să mă împrumut cu niște bani? Cu niște bani? Wow, cum se întâmplă ce? Așa ceva? Păi reluăm. Alex în tot acest tip. La 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 bla bla bla, tasează fericit cu băieții, să meargă la meci. Meci, are meci pe Tinder, merge la întâlnire. Whatever. A primit și el un mail, la fix. Fix când avea nevoie de bani. Uite, ca prin minune a primit 540 de euro. Bă, ce nebunie. Și cum, așa pur și simplu? Da, logic, sunt ai lui Alex. I-a primit prin mail. Bine, dacă trimite 200 de lei în contul ăsta ca să se deblocheze, să-i primească, nu? Așa funcționează. Gen, trebuie să se deblocheze banii cu alți bani, nu? Logic. Dar Alex n-are 300 de lei. Alex are 2. De fapt, am 10. 300 minus 2 sună un prieten. Sau 15. Alo, alo, alo. Alo, 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 toată lumea. Urmat. Pisici, căței, hamsteri. Lasă, lasă, banii ai? 20 și ceva de lei. Știu că n-am vorbit din clasa 4-a, dar mie chiar îmi plăcea de tine. 28 de lei acest compliment. Mai știi când ți-am dat 5 lei să ții înghețată într-a 8-a? E bine, cu dobândă și cu toate 28 de lei trebuie să-mi dea astă seară. Opa, ia uite, îl sună cea mai bună prietenă. Cum de s-a întâmplat asta? Wow, cum de l-au mis? Alex, ai cumva să mă împrumut cu niște bani? Cu niște bani? Ce? Era mail fals al tău, nu? Sigur. Și-a dat la fel? Schem. N-ai mai dat schem? Forța! Andreea. Tocmai ce montam episodul ăsta și m-am gândit că îmi trebuie și outro. Și în caz că nu v-ați prins despre ce e vorba, vă explic chiar acum. Guys, lumea e din ce în ce mai tehnologizată. Și încă o dată v-am explicat că trebuie să aveți grijă pe net, pentru că sunt scammeri. Ideea inițială este a celor de la Orange, doar m-am implicat. Campania se numește hashtag noi pe net. Și ceea ce vrem noi să zicem este că dacă stai constant pe net, trebuie să fii vigilent și să ai mare grijă ce se întâmplă cu datele tale personale. Vă las cadou și un link în descriere ca să aveți cele mai utile informații și resurse pentru a fi în siguranță pe net. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Mie mi s-a părut super funny, mi-a plăcut maxim să-l editez. De-aia e 2:30 noapte acum. Abonați-vă pentru mai multe săptămâni și ne vedem cu următorul episod, probabil mâine, pentru că nu știu dacă ați observat că postez zilnic. Ok, bye! Și-așa ține coțofană, industria curată. Hai moment, doar nu credeai că am uitat de vreo. El e omul cu cele mai tari sketch-uri din rom. O tonă de realizări, pot să-ți fac o listă. Gen că a fost la Forbes, copertă de revistă. Înțelegi duma și asta mă disperă. De ce mai există atâta hate în vlogosferă? Dacă vii cu ură, ți-am dat două capace. Dar evident că nu putem, că noi suntem pe pace.